În ultima vreme sunt din ce în ce mai multe concerte cu artiști valoroși și mă bucur foarte mult, am luat parte la câteva, să văd că acele cluburi, acele locații se umplu și că toate biletele se vând. Și ce s-a întâmplat? În momentul în care în România au început să apară manifestări gen Best Fest, în momentul în care au venit Rolling Stones, în momentul în care au venit ăștia, cum îi cheamă? Depeche Mode, Whitesnake. Acolo lumea a umplut un stadion plătind bilet. Deci nu a fost gratis. Toată lumea zicea, a, vin Rolling Stones, vezi că o să fie gratis, că o să facă nu știu în ce piață. Băi, să fii în serios. În momentul în care nu știu ce companie a dat-o niște milioane de dolari, normal, măcar din bilete să-și recupereze 500 de mii de dolari. Așa, măcar. Da. Și a forțat pe oameni, vreți Rolling Stones, poftiți, domnilor, aveți un stadion, 30 de mii de locuri. Ăștia sunt prețul, ăsta e prețul la bilete, poftiți și cumpărați și bilete. Și mi se pare corect, pentru că tu, ca și om ce va participa la acest concert, ai ocazia să auzi, să-l vezi atât cât se poate, dar bine. Uite, eu m-am dus din curiozitate la concertul lui Bryan Adams și a fost un concert gratuit și s-a simțit. Sonorizarea a fost numai pentru primele 10 rânduri. Cred că numai cei de acolo au auzit. Eu n-am auzit nimic, eram la 150 de metri în parcul respectiv. Deci mai bine plătiți un bilet la un concert, dar știți că plătiți pentru ceva. Problema e alta, că publicul vede profi pe scenă, profesioniști. Sunet, prestație scenică. Și spune, aha, deci pentru asta merită să dau bani. E, după aia o să se trezească unii care dau rabat la, fac rabat la calitate, că se golește locația când cântei. Pentru că ei, aia se scălăm, băi, pe scenă, eventual, fai, da, mă, cântăm mai scurt piesa asta, a, că sunt, nu contează ăștia, mâine avem, oricum avem o nuntă în 2000 de euro, așa că, na, pentru 500 de euro cât luăm aici, nu contează, o dăm repede. E, nu se mai meargă, nu se mai meargă mult treaba asta. Din punctul nostru de vedere, trenul de noapte, cine a fost la un concert de-al nostru, apă, a văzut că nu e de joacă. În primul rând, după ce ne-am asociat imaginea cu cea lui Sugar Blue, după ce am deschis anul trecut concertele lui, după ce am deschis anul ăsta concertele lui, nu mai avem în primul rând voie să greșim. Eu oricum nu pot. Cypher este profesionist, eu sunt profesionist. Toți într-un trenul de noapte sunt profesioniști. Suntem profesioniști. Vrem să câștigăm bani din asta, vrem să ne facem un nume și vrem să fim respectați. În momentul în care ne-am suit pe scenă și am prestat la nivel american, pentru că și sound-ul, sunetul lui este exact la nivel american, sunetul meu este la nivel american. Trupa este o trupă românească, cântă și în românește, cântă și în limba engleză, dar prestăm la nivel de calitate, pentru că America este în plus, America este etalonul suprem. Nu există altceva. Așa cum, de exemplu, nu știu, în domeniul valsurilor vieneze, Austria este etalonul. Trebuie să cânți Strauss cum e, cântă aia. Unii care intrau ieșeau cu jale pe față, părea că și-au luat adio de la viață. Zâmbetul pe față, zicând noi am scăpat de armată, căci avem strungăreață. Hei, da-da-da, eram la încorporare. Da-da-da, eram la încorporare. Și care, dar dacă mă luau era jale mare.
asta pe mine m-a băgat în ceață. Căci vă dați seama, eu n-aveam sungăreață. Am luat de pe jos o piatră mai măreață. Și cu ea mi-am făcut o largă sungăreață. Au venit doi răcani și m-au luat pe sus. În cabinetul medical direct m-au dus. Am ieșit în 5 minute vesel și le-am spus. Eu am scăpat de armată căci am platfus. Mă luam, era jale.